Bună ziua! După cum știți, astăzi președintele țării a invitat reprezentanții partidelor politice pentru discuții referitor la situația post-electorală în Republica Moldova. În cadrul acestor discuții, șeful statului a remarcat blocajul politic în care este astăzi Republica Moldova. Și dumnealui s-a interesat care este poziția și viziunea Partidului Democrat referitor la această situație. Noi împreună cu colegii, în cadrul discuției, am transmis șefului statului că Partidul Democrat este deschis dialogului cu toate formațiunile politice, cu toate partidele care doresc să evite criza politică și ca consecință economică și socială care ar putea fi în Republica Moldova urmare acestui blocaj. În acest context, Partidul Democrat are intenția de a forma cât mai curând posibil o majoritate parlamentară ca să stabilizăm situația în țară, să oprim incertitudinea și, desigur, să începem să ne ocupăm cu rezolvarea problemelor oamenilor. De aceea, vrem să spunem că, ca urmare a blocajului politic în Republica Moldova, vor avea loc alegeri anticipate, asta se va datora nu democraților, nu Partidul Democrat, dar a altor formațiuni politice. Noi, democrații, suntem deschiși dialogului politic, suntem flexibili, avem determinarea fermă de a forma o guvernare stabilă, responsabilă și destul de eficientă pentru oameni. Cam astea sunt noutățile la moment. Vom fi la legătură, comunicăm și vă vom anunța de fiecare dată când această situație se va schimba sau când vor avea loc evenimente care ar putea să determine aceste schimbări. Vă mulțumesc și... Am înțeles că această întrebare îi interesează și pe alte persoane și am să vă răspund în felul următor. E puțin straniu, dar am auzit de această propunere sau de conferință de presă. E straniu pentru că noi i-am invitat la negocieri care presupuneam să discutăm perspectivele unei guvernări comune, prioritățile de guvernare și, desigur, vreau să le oferim și funcții, probabil mai multe, dar sigur mai multe decât își doreau ei singuri, doar că ei au refuzat spunând că nu au nevoie de funcții. Acum și-au propus unui altuia funcții și e puțin straniu pentru mine, dar vreau să transmit că pentru a forma, pentru a alege președintele Parlamentului, pentru a desemna prim-ministru, este absolut necesar ca să se constituie o majoritate parlamentară închegată pe principii clare, desigur, care presupun stabilitate politică, dezvoltare economică, grijă socială și deloc acea destabilizare despre care am auzit că o promovează acest bloc. Totodată această majoritate parlamentară trebuie să cunoască că dacă oferă aceste funcții acestor persoane, ce vor să facă cu aceste funcții persoanele care vor accede în aceste funcții? Pentru că dacă ei vor face și pentru oameni câte ceva, e una. Dacă doar vor să se folosească, să se precopsească cu asistenți, mașini de serviciu, pază și probabil salarii, că am înțeles că nu au primit de mult salarii, atunci e sută treaba. De ce îi așteptăm la negocieri și o să le dăm și răspunsul. O să primim noi răspunsuri la unele întrebări despre care am vorbit acum și la altele și desigur o să le răspundem și noi lor despre ce vom face noi în acest caz după ce auzim răspunsurile. Eu vă mulțumesc. La revedere.